Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Marius Aizu, bun găsit la Focus. Iată care sunt principalele știri de astăzi. Un bărbat din Bihor a fost împușcat în cap la o partidă de vânătoare. Acum este în operație la Oradea. A început maratonul de vaccinare la Sala Palatului și Biblioteca Națională din Capitală. Și la Castelul Bran s-a transformat în centru de vaccinare. Astăzi am putea afla ce fel de măsuri de relaxare vor fi adoptate odată cu venirea verii. Comitetul interministerial însărcinat să ne readucă la normalitate s-a reunit în ședință. Un pădurar din Bihor a fost împușcat în cap la o partidă de vânătoare ilegală într-un sat din județ. Bărbatul în vârstă de 46 de ani este în stare gravă și a fost dus de urgență la Oradea. Colega mea, Andreea Stan, are mai multe informații. Bună seara, Andreea! În ce stare este omul acum? Bună seara! Medicii de la Spitalul Județean din Oradea ne-au declarat că bărbatul a fost transportat cu elicopterul la Unitatea de Primiri Urgențe a Unității Sanitare. Starea lui este însă una foarte gravă și în aceste momente se află deja în sala de operație. Din păcate, medicii sunt rezervați în ceea ce privește acest caz grav. Polițiștii spun că telefonul la 112 a fost dat puțin după ora 13. Victima participa la o partidă de vânătoare în zona Beiuș, lângă localitatea Meziad. La un moment dat, unul dintre participanții la vânătoare, un pădurar din zonă, l-a împușcat în cap. Partida de vânătoare a fost ilegală pentru că nu a fost eliberată vreo autorizație de către Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi. De altfel, directorul asociației ne-a confirmat acest lucru. Polițiștii, dar și cei de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Bihor, fac acum cercetări în acest caz pentru a stabili cum s-a întâmplat concret acest incident. Atât de aici, la revedere! Andreea, îți mulțumim. În urmă cu 2 ore s-a dat startul maratonului de vaccinare din capitală. În total sunt 50 de fluxuri unde sunt primiți cei care doresc să se imunizeze cu serul Pfizer la Sala Palatului și la Biblioteca Națională. Până duminică seara, cei care vor pot merge în cele două centre fără programare, doar cu buletinul. Alexandra Popescu este la Sala Palatului. Alexandra, este o adevărată desfășurare de forțe acolo. Câți medici și câți voluntari sunt implicați și mai ales câte persoane sper organizatorii să vină să se imunizeze acum? Bun găsit, Marius! Vorbim despre 1200 de voluntari care vor fi prezenți în aceste 3 zile la maratonul de vaccinare de la București, atât la Sala Palatului cât și la Biblioteca Națională. Vorbim despre 260 de medici, 300 de asistente, 135 de medici rezidenți, dar și 500 de studenți la medicină. Toată lumea va ajuta ca totul să se desfășoare ca pe roate. Vorbim de asemenea despre un maraton care a început, iată, în urmă cu 2 ore la ora 16 și se va termina luni la ora 8 dimineața, va fi non-stop, așa că oamenii pot veni chiar și noaptea, când vor avea chiar și mijloace de transport la dispoziție să se deplaseze la vaccinare. Vorbim despre autobuzele 104, 117, 178, 300, 313, dar și 368, care vor circula toată noaptea, atât astăzi cât și sâmbătă și duminică. De asemenea, la acest maraton de vaccinare, așa cum spuneai și tu, vorbim despre 50 de fluxuri, dintre care 40 sunt doar aici, la Sala Palatului. Imunizarea de la Sala Palatului a început la ora 16, însă au fost oameni care au venit chiar și cu 3 ore înainte să se asigure că vor intra printre primii. Domnul din imagine are aproape 83 de ani și a luat și un scaun cu el ca să nu obosească așteptând. În februarie anul trecut am vrut să mă vaccinez și n-am putut. De ce n-ați putut? Păi nu m-am dus la distanță, nu m-am programat, acum e cald, e frumos, e aproape de casa mea. O mulțime de oameni s-au pus la coadă cu speranța ca vaccinul să țină virusul departe de ei și să ne reîntoarcem la normalitate. Cine v-a recomandat să veniți astăzi să vă vaccinați? Am auzit la televizor. Ați zis gata, am așez la coadă, da, cu 3 ore înainte? Sigur că da. Sunt și diabetic și de asta am zis. Da, da. Am mâncat din fugă și am venit ca să țin în rând. Organizatorii au cerut sprijinul armatei, care a montat corturi unde cei care așteaptă să se poată adăposti în cazul în care va ploua. Acest maraton a fost organizat pentru a ajuta în special pe cei care nu sunt foarte prieteni cu IT-ul și n-au reușit să se înscrie în platformă sau n-au avut abilitățile sau n-au o adresă de mail. Adică exact persoanele care, prin prisma vârstei, au cea mai multă nevoie de vaccin. Și cei care nu au putut să se învoiască de la locul de muncă în timpul săptămânii pentru a merge la vaccinare au acum ocazia să primească vaccinul.
De ce ați dorit să veniți la maraton să vă vaccinați? Și nu ați mers în alte centre, de exemplu? Am fost și ieri la Spitalul Militar și era o coadă foarte mare. Printre medicii care vor administra vaccinul în cadrul maratonului se numără chiar coordonatorul campaniei naționale, Valeriu Gheorghiță. De ce ați ales să participați activ la acest maraton? Pentru că sunt medic, asta mă reprezintă, sunt specialist boli infecțioase și mi-e dor de activitatea medicală și de oameni. Eu sunt bucuros pentru orice român care va veni aici și va pleca în siguranță și vaccinat, să vină toată lumea pentru că avem suficient vaccin pentru oricâte persoane vor veni. Celălalt centru unde se desfășoară vaccinarea maraton din capitală este la Biblioteca Națională. 3 persoane. Am ales să mă vaccinez pentru că vreau să mă protejez împotriva virusului. Mă așteptam să meargă mai repede, doar că nu știu, coadă cam mare. De cât timp aștepți aici? 30 de minute. Să putem pleca din țară la vară. Pentru a putea călători, mai ales. Trebuie să ne conformăm toți noilor reguli și să fim cu toții responsabili ca să putem scăpăm de acest virus. De ce ați ales să veniți să vă vaccinați aici? Pentru că am depășit 80 de ani. Și n-ați încercat să vă programați pe platformă? Da, n-am reușit. Pentru Rapel va fi organizat un al doilea maraton. Toți oamenii care se vaccinează acum vor primi după imunizare un mail sau un mesaj pe telefon cu data și ora la care sunt programați pentru cea de-a doua doză. Cei care nu au cum să ajungă pot face rapelul și în alt centru. 1200 de voluntari vor fi prezenți la maratonul de vaccinare de la București, indiferent că sunt medici, asistenți medicali sau chiar studenți la medicină. Motivația comună a tuturor a fost dată de îmbolnăvirea unei persoane dragi. Toți vor să revină la normalitate și nu mai vor să treacă vreodată prin clipele de coșmar prin care au trecut atunci când unul dintre părinți a fost grav bolnav sau chiar a pierdut lupta cu moartea. Ești pregătit? Foarte pregătit. Haideți să mergem. Cristi este student în anul 4 la medicină. Îi place să facă voluntariat, așa că în pandemie a fost un ajutor și pentru angajații din DSP-uri. De astăzi îl veți găsi la maratonul de vaccinare la centrul de la Sala Palatului. Sunt 40 de fluxuri de vaccinare aici în Sala Palatului. Exact. Iar, practic, oamenii în momentul în care vor trece de prima parte de triaj și de introducerea datelor se vor îndrepta către cabinetele libere. Noi vom fi doar în partea de suport, și anume la zona de triaj, la introducerea datelor în Registrul Electronic Național de Vaccinări și mai departe pentru a îndruma și a însoți cetățenii care vin la vaccinare. În spatele băiatului hotărât se află însă o poveste care i-a schimbat percepția asupra vieții atunci când și-a văzut tatăl pe patul de spital în stare gravă din cauza COVID-19. Evenimentul e foarte greu de descris, asta mai ales că în aceeași perioadă se desfășurau și protestele împotriva măștilor, împotriva vaccinului și asta cântărește cu atât mai mult la decizia pe care eu am luat-o, dar și mulți alți colegi de-ai mei, să se implice ca și voluntari. E dureros. Fiind în etapa a treia, nu reușise să se vaccineze. Chiar și la o lună de la infectare, tatăl lui Cristi încă se resimte. Se consideră norocos totuși că a găsit un loc în spital într-o perioadă grea pentru sistemul medical afectat grav de pandemie. Acum, mai mult ca niciodată, și-a dat seama că poate deveni îngerul salvator al multor oameni. Cristi își dorește să fie medic ortoped. Mi-am dorit asta încă de când eram mic. Aveam prieteni de familie pe care îi vedeam, dacă putem să-i spunem, cu aură în jurul lor, fiind medici, și asta mi-am dorit să fac. Nu a fost neapărat dorința familiei mele. Recunoaște că pandemia afectează studenții la medicină care nu mai pot face practica așa cum se întâmplă odată. Totul poate reveni la normal, însă doar prin vaccinare, crede Cristi. Așadar, de câteva zile, toți voluntarii se pregătesc pentru ca totul să meargă ca la carte la maratonul din acest weekend. Fiecare dintre cei care vin la persoane să se vaccineze să fie însoțiți de un student până ajung în camera, din potrivă acest panou este camera de supraveghere pentru cele 15 minute la persoanele obișnuite sau 30 de minute la cei care declară că au istoric de alergii severe și așa mai departe. Cristi are emoții când se gândește că în curând putem reveni la viața de dinainte. Are și un mesaj pentru oameni. Să se informeze din surse sigure. Să aibă încredere că știința și medicina se dezvoltă de zeci de ani și au fost singura cale prin care
bolile de-a lungul timpului au fost eradicate. Capitala a evitat la limită intrarea în incapacitate de plată. Nicușor Dan a ajuns la un consens cu liderii USR Plus în privința bugetului, care se pare că va primi votul consilierilor generali ai formațiunii. A existat și o condiție totuși. Au fost eliminate o parte dintre veniturile pe care USR le considera umflate. Ce buget va avea acum Capitala, aflați în câteva minute în jurnal. Un maraton de vaccinare va fi găzduit și la Brașov, mai exact la Castelul Bran. Începând de astăzi, timp de o lună, turiștii se pot imuniza la castel, iar pentru asta vor primi și un premiu, acces gratuit la o expoziție și o diplomă de vaccinat la Castelul Bran. De asemenea, beneficiază și de parcare gratuită. Acest maraton va fi deschis doar în weekend, iar dacă cererea va fi una mare, atunci perioada de desfășurare se va putea extinde la 3 luni. Serul folosit va fi cel de la Pfizer. Măsurile de relaxare se lasă îndelung așteptate. Comitetul interministerial însărcinat să ne readucă la normalitate a stat ore întregi în ședință. Momentan nu știm ce fel de vară vom avea sau ce măsuri de relaxare vor fi luate. Care ar putea fi acestea și cum va arăta viața noastră după mult așteptata dată de 1 iunie, ne spune acum Cristina Filip. Cristina, așteptăm astăzi vești bune de la tine. Ce informații ai până la ora aceasta? Bună seara, Marius, am vești bune. De altfel, chiar în ultimele zile, atât premierul Florin Câțu, cât și ministrul de interne, Lucian Bode, au declarat în repetate rânduri că ne așteaptă măsuri de relaxare începând cu data de 1 iunie. Iată, ministrul de interne, Lucian Bode, spune astăzi că România are în acest moment premisele ideale pentru a renunța la o parte din restricții. Avem o medie zilnică de infectări de 1300, nu mai există nicio localitate în carantină. În acest moment doar 3 județe și Bucureștiul sunt în scenariul galben, iar în ce privește vaccinarea, ieri am depășit 100.000 de vaccinați într-o singură zi, iar numărul total al românilor imunizați s-a apropiat conform informațiilor de astăzi de 3,2 milioane. În ce privește măsurile de relaxare, știm că astăzi la ora 11 la Palatul Victoria a avut loc o întrunire a Comitetului Interministerial însărcinat cu găsirea unor măsuri de revenire la normalitate. Până acum nu au ieșit însă cu o declarație oficială, în schimb știm care au fost propunerile. Cele mai importante îi vizează, de exemplu, pe angajații care lucrează în birourile open space. Aceștia ar putea să renunțe la masca de protecție doar dacă toți sunt vaccinați. De asemenea, am putea renunța la masca de protecție dacă suntem vaccinați atât pe plajă cât și în drumeții și nu numai. Nu în ultimul rând, restaurantele ar putea fi deschise la o capacitate de 100% atât pentru angajați cât și pentru clienții vaccinați. Această verificare se va face cu ajutorul unei aplicații pe bază a codului numeric personal. De asemenea, am putea participa începând de vara aceasta și la petreceri private, nunți, botezuri, doar în cazul în care toți participanții sunt imunizați. În ce privește restricțiile de circulație pe timp de noapte, până în acest moment nu a fost luată în discuție vreo variantă. La fel se întâmplă și în cazul declarațiilor pe propria răspundere. Nu știm dacă în perioada următoare vom mai avea nevoie de acestea sau în ce condiții. Deocamdată atât de aici, Marius. Cristina, îți mulțumim. Timișoara are de astăzi un centru de vaccinare drive-thru. Fluxurile au fost amenajate în parcarea unui centru comercial de la ieșirea din oraș spre Reșița. Timp de 2 luni, cât va fi deschis, la centru se vor putea vaccina direct, din mașină, fără programare, toți doritorii. Cei care vin trebuie totuși să știe că au nevoie de buletin la ei. Aveți aici nume, prenume, data nașterii, chestionarul și pe urmă și pe partea cealaltă. În doar câteva ore de la deschidere, în parcarea centrului comercial s-au încolonat câteva zeci de mașini cu oameni care abia așteptau să primească serul anticovid. Lucrăm în Spania, am venit în concediu și, sincer vorbind, ne restricționează un pic traficul să ne ducem, să venim, nu aveți vaccin, nu știu ce, mă rog. În Spania au alte reguli, alte vaccinează după vârstă și aici vaccinează numai cu buletinul. E de 100 de ori mult mai convenabil, în sensul în care merge mult mai repede, nu se mai pierde timp cu programarea pe platformă. Deci e mult mai în regulă și pentru persoanele vârstnice și pentru cei mai tineri. Aici se păstrează distanțarea socială fiind în mașină și mult mai simplu. E mai ușor, simplu, din mașină și să ne simțim bine.
și putem pleca. Vaccinarea se face doar cu serul Pfizer și fără niciun fel de programare. Autoritățile locale spun că în acest centru nu vor fi vaccinați pietonii. Mai mult, pe tot parcursul triajului și al procesului de vaccinare, persoanele care vor să fie imunizate rămân în mașină, iar după administrarea serului, șoferii vor fi îndrumați spre un loc de parcare în zona de post-vaccinare. După cele 15 minute, șoferilor și celorlalți pasageri din mașini le vor fi înmânate adeverințele de vaccinare. Ieri au fost peste 100.000 de persoane vaccinate. Acesta este un ritm de vaccinare spre care am dorit să ajungem, pe care dorim să-l menținem și de ce nu chiar să-l depășim. Și acest ritm susținut de vaccinare a fost atins prin eforturi combinate ale personalului medical, căruia țin să-i mulțumesc că după acest efort pe care l-a depus în spitale, continuă să facă eforturi și să vină să vaccineze. În Timișoara mai funcționează, pe lângă centrele clasice, și două centre de imunizare în regim non-stop, la Spitalul Județean și la Spitalul de Campanie. De la începutul campaniei de vaccinare în Timiș au fost imunizate peste 260.000 de persoane. Cu această cifră, Timișul este pe locul 3 la nivel de țară în ceea ce privește numărul de doze de vaccin administrate. Sunt 33 de centre de vaccinare care totalizează peste 90 de fluxuri. În majoritatea, serul administrat este Pfizer. Pentru Focus de la Timișoara, Ovidiu Vărădeanu, Prima TV. De luni vom avea cu 450.000 mai mulți elevi în școli. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu spune că pe lângă elevii din clasele terminale, la începutul săptămânii viitoare vor reveni integral în bănci și copiii din cele 185 de localități unde rata de infectare a scăzut sub 1 la mie și se intră astfel în scenariul verde. Este vorba de 80.000 de elevi care se vor adăuga celor 370.000 de elevi care vor începe școala luni, conform calendarului claselor terminale. 370.000 plus 80.000 datorită scăderii ratei de incidență. Luni vom avea 2.500.000 de elevi care pot să meargă la școală din totalul celor 2.924.000 de elevi. Capitala a evitat la limită intrarea în incapacitate de plată. După zile întregi de negocieri, Nicuș Ordan a ajuns la un consens cu liderii USR Plus în privința bugetului, care au anunțat că toți consilierii generali ai formațiunii îl vor vota acum. Pentru asta însă au fost eliminate o parte dintre venituri și tăiate cheltuieli pe care USR le considera umflate. Sebastian Zacma, realizator Insider Politic, este la Primăria Capitalei și ne explică ce înseamnă această tăiere de venituri. Sebastian, bună seara! Care era bugetul propus de primarul general și cât va fi el acum? Bun găsit, Marius. Inițial, primarul general Nicuș Ordan propusese un buget al capitalei estimat la 6,9 miliarde de lei, o sumă pe care liderii USR Plus au catalogat-o ca fiind nerealistă, ba mai mult, foloseau chiar termenul de populistă. Ulterior, între Nicuș Ordan și liderii USR Plus, vorbesc aici de Vlad Voiculescu și de viceprimarul capitalei Horia Tomescu, s-au purtat mai multe runde de negocieri, până la urmă, aseară, de fapt, azi noapte, târziu, a ieșit fum alb, s-a ajuns la o variantă de compromis. Mai exact, Nicuș Ordan s-a angajat să taie numai puțin de 1 miliard de lei din bugetul propus inițial. Și acum să vorbim puțin de unde vin aceste tăieri. S-au tăiat numai puțin de 600 de milioane de lei dintr-un foc de la capitolul fonduri europene, bani care erau prevăzuți inițial pentru proiecte de infrastructură, proiecte de infrastructură care, iată, au fost amânate pentru anul viitor cel puțin. Însă, în ședința Consiliului General, primarul Nicuș Ordan le-a dat asigurări bucureștenilor, le-a promis cetățenilor din capitală că marile proiecte din București, vorbesc aici de prelungirea Ghencea și de pasajul de la doamna Ghica, vor fi terminate. De asemenea, și proiectul din Pantelimon, privind pe acea parcare imensă, va fi și el dus la bun sfârșit anul acesta. Per total, s-a ajuns la un consens în care bugetul capitalei este acum estimat la 5,8 miliarde de lei. Chiar în acest moment se desfășoară o ședință a Consiliului General aici, la Primăria Capitalei, cu un rezultat cunoscut deja, dinainte știut. Bugetul Bucureștiului va trece cu voturile consilierilor PNL, USR Plus și PMP. Doar socialdemocrații se vor opune astăzi, însă ei nu pot să strângă o majoritate de blocaj. Chiar dacă am trecut peste acest hop al
al bugetului. Conflictul dintre Nicușor Dan și Vlad Voiculescu va continua săptămâna viitoare. Din informațiile mele, cei de la USR Plus au programat deja o ședință extraordinară în care vor decide dacă vor susține în continuare proiectele lui Nicușor Dan sau dacă vor trece în opoziție. Marius? Sebastian, îți mulțumim. Uciderea ursului Arthur schimbă legea vânătorii în România. Ministrul Mediului a anunțat că a schimbat regulile privind eliminarea urșilor care sunt un pericol pentru comunitate. Astfel, aceste animale vor putea fi împușcate doar de personalul tehnic al asociației care a obținut derogarea să vâneze. Cu alte cuvinte, nu vor mai fi invitați la vânătoare. A fost deschis și un dosar penal după uciderea ursului, despre care se spune că ar fi cel mai mare din România și posibil din Europa. Este vorba despre un dosar penal pentru braconaj cinegetic și uz ilegal de armă. Prima TV a difuzat în exclusivitate imagini cu Blana, trofeul ursului care se află într-o tăbăcărie din Târgu Secuiesc și care nu va părăsi România datorită acestui dosar care se află acum pe rol. 10 containere încărcate cu deșeuri au fost depistate în portul Constanța Sud Agigea. În acte era trecută marfă second hand, dar în realitate sunt 200 de tone de deșeuri de metal, hârtie și textile, cauciuc, lemn, baterii și bucăți de azbest. Containerele cu gunoi au venit din Germania și urmau să ajungă la o firmă din Prahova. Corespondentul nostru, Viorel Matei, vine cu mai multe detalii. Bună seara, Viorel, te ascultăm! Bună seara, doamnelor și domnilor, bună seara tuturor! Portul Constanța Sud Agigea este împânzit de polițiști ai gărzii de coastă și de către comisari ai gărzii de mediu. Pe o platformă de beton din apropierea biroului vamal al portului sunt 10 containere deschise, iar interiorul lor este controlat foarte minuțios. Aceste 10 containere conțin 200 de tone de marfă, care în acte era trecută marfă second hand, dar în realitate sunt deșeuri de asbest, de metal și de alte materiale provenite din Germania. Aceste 10 containere fac parte dintr-un lot mare de 100, dar polițiștii nu le pot controla pe toate odată, așa că preferă să le ia pe rând. Câte 10, câte 10. Așadar, acțiunea de astăzi se înscrie într-una mult mai largă. Transportatorul le-a adus din Germania în containere de câte 10, în speranța că, fiind cantități mici, nu vor atrage atenția vămii. Însă, garda de coastă, respectiv poliția de frontieră, a avut niște dubii în ceea ce privește actele acestor mărfuri și a alertat și pe comisarii gărzii de mediu. Împreună au deschis containerele și au constatat adevărul. Erau deșeuri și nici de cum marfă second hand. Trebuiau să ajungă la o firmă din Prahova. Cazul a fost preluat în acest moment de către procurorii Constanțenei Parchetului Curții de Apel. De ce aduc transportatorii deșeurile în România? Pentru că la noi, ca să depozitezi o tonă de deșeuri, te costă doar 17 euro. Iar în Europa, aceeași cantitate, ca să o depozitezi, costă 500 de euro. Atât deocamdată de aici. La revedere! Viorel, îți mulțumim. S-au umplut plajele din nordul stațiunii Mamaia de zmeie și tineri amatori de sporturi extreme, mai ceva ca în mijlocul verii. I-au ajutat vremea frumoasă și vântul perfect. Aflăm secretele kitingului chiar de la ei în câteva minute în jurnal. Soția unui preot și cei 3 copii a acestuia ar putea primi despăgubiri record de la o firmă de asigurări, respectiv 1 milion de euro daune. Preotul, care avea 35 de ani, și cel de-al 4-lea copil al familiei au murit într-un accident rutier în județul Suceava în 2017. Vinovat a fost un șofer care avea o alcoolemie de peste 2 la mie. Cu detalii despre acest caz vine Cristian Cosmaciuc. Cristian, ne amintim despre acest accident care a șocat întreaga țară. Au murit atunci 5 oameni. Ce informații noi ai acum? Bine v-am găsit. Decizia este una executorie, însă nu este definitivă. Firma de asigurări poate încă să atace acest verdict la Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce, așa cum ai precizat și tu, a fost anunțată că trebuie să plătească 1 milion de euro despăgubiri familiei preotului. Tragedia în care acesta și-a pierdut viața s-a produs pe data de 14 octombrie 2017, pe drumul dintre Gura Humorului și Fălticeni, mai exact pe raza localității Cornulu. Alături de preot, în mașină se mai aflau alte 7 persoane. Soția sa, cei 4 copii pe care aceștia îi aveau împreună, sora preotului și cumnatul său. Vinovat de accident a fost un șofer beat care intrase pe contrasens și lovise din plin mașina preotului.
Părintele a decedat pe loc alături de sora sa și de cumnat, dar și de unul dintre copii care avea numai 6 ani. Și șoferul vinovat de accident a murit pe loc, iar ulterior s-a descoperit că acesta avea o alcoolemie de 2,32 la mie. Supraviețuitorii de atunci împreună cu familia preotului ar trebui acum să primească așadar despăgubiri de 1 milion de euro. Atât de aici, la revedere! Un accident cumplit a avut loc în urmă cu puțin timp pe DN1 în județul Prahova. 2 persoane și-au pierdut viața, iar alte 2 sunt în stare gravă după ce mașina în care se aflau a intrat cu viteză într-un stâlp. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Tragedia a avut loc în dreptul localității prahovene Băicoi. Mașina a fost distrusă aproape în totalitate în urma impactului extrem de violent. Șoferul și soția lui de 55, respectiv 50 de ani, au murit pe loc, iar copiii acestora care se aflau pe bancheta din spate au suferit răni grave. Băiatul de 22 de ani este în comă, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. Sora acestuia, în vârstă de 17 ani, a fost transportată la spital cu multiple leziuni. La fața locului au intervenit 2 unități de descarcerare, o mașină de stingere și 2 ambulanțe SMURD, din care una de terapie intensivă. Credincioșii din toată țara sărbătoresc astăzi, în prima vineri după Paște, izvorul tămăduirii. Mii de oameni au mers deja să ia apă sfințită de la lăcașile de cult. La Biserica Greacă din Brăila, oamenii au format încă de dimineață coz de câteva sute de metri pentru a primi aghiazmă. Sub altarul acestei biserici se află un izvor a cărui apă ar avea puteri miraculoase. Legenda spune că înainte de ctitorirea bisericii grecești din Brăila, ce poartă hramul Buna Vestire, în vis, ctitorilor li s-a arătat locul unde trebuie făcut un lăcaș de cult, pentru că acolo este un izvor tămăduitor. Biserica este ridicată în anii 1800 și până acum izvorul a avut apă doar în preajma primei zile de vineri de după Paște, data la care tradițional se sărbătorește izvorul tămăduirii, cel care ar fi apărut din lacrimile vărsate de Maica Domnului în vinerea răstignirii Mântuitorului. Este locul aici, în partea de sud-est a României, Biserica greacă cunoscută și izvorul tămăduirii a devenit un loc de pelerinaj și sunt foarte mulți creștini care luând aghiazmă simt vindecare. Restaurarea a descoperit ceva sacru. O să coborâm împreună cu mine. Se pierduseră izvoarele, iar în încercarea de a restaura fântâna, au țâșnit 6 izvoare. Din cauza pandemiei, oamenilor nu li s-a mai permis să stea mult în zonă, iar aghiazma din izvor a fost îmbuteliată și distribuită încă de dimineață. Permanent, jandarmii au monitorizat perimetrul bisericii și le-au cerut oamenilor să păstreze distanța. Creștinii veniți la această sărbătoare nu mai au acces în subsolul lăcașului de cult, unde se spune că izvorăște izvorul făcător de minuni. Această măsură a fost luată în context pandemic. Puterile vindecătoare ale izvorului de la Biserica Greacă au atras ca în fiecare an oameni din toate colțurile țării. Are proprietăți vindecătoare? Are, Doamne, miraculoase, că noi credem în Dumnezeu și dacă crezi în Dumnezeu, ce se realizează? Care nu crede, nu se vindecă. Am venit special pentru izvorul tămăduirii. Are proprietăți vindecătoare. De ani, de zile, ne folosim de această aghiazmă. Și la Mănăstirea Ghighiu, de lângă Ploiești, a fost înghesuială mare la izvorul tămăduirii. Peste 1000 de oameni din Prahova, dar și din alte județe, s-au înghesuit să ia apă sfințită de acolo. Peste 3000 de sticle au fost distribuite credincioșilor, care au format coz lungi în curtea mănăstirii, supravegheați de jandarmi. La malul mării a fost astăzi ca în mijlocul verii. Nu vorbim de temperaturile ridicate din luna lui cuptor, ci de zecile de tineri amatori de sporturi extreme. Nu a fost soarele foarte puternic, însă vântul a fost suficient cât să-i poarte pe valuri în largul mării. Alo!
Au așteptat o iarnă întreagă să se bucure deopotrivă de soare și vânt puternic. Cei care au adrenalina în sânge n-au mai avut răbdare până la începerea sezonului și au umplut astăzi plaja din nordul stațiunii Mamaia, mai ales că au și avut toate ingredientele necesare pentru astfel de aventură. Vânt bun, echipament profesionist, talent și multă adrenalină. Este prima dată pe anul ăsta și m-am bucurat tare mult. E prima zi mai călduroasă. Se simte, da? Da, da. E și apa puțin mai caldă și afară s-a încălzit, sunt vreo 18 grade, e vremea deja perfectă pentru kiteboarding. Vântul cum e? Vântul e bun. Se putea și puțin mai tare, dar e ok. Cei mai mulți dintre amatorii de adrenalină sunt din București și au pregătit cu atenție zmeile și le-au lipit pe cer ca niște timbre pe scrisoare. Nu de multe ori au șansa să prindă un vânt atât de prielnic, așa că atunci când pot, profită din plin. În larg simți că plutești. Simți că plutești și te deconectezi de tot ce înseamnă mediul din care te disturbă. În cotidian. Cât ți-a luat să înveți? Nu se măsoară în ani, se măsoară în orele petrecute pe apă. 20 de ore, ca să pot să am controlul zmeului și a poziției pe placă, să îmi dau seama cum funcționează vântul și în ce condiții ar trebui să mă dau. Un echipament de surf nu este foarte ieftin, ajunge să coste câteva mii de euro. O placă ajunge la 200 de euro, un ham de pus pe corp costă 100 de euro, iar un zmeu ieftin 400 de euro. Pentru costumul de neopren mai scos din buzunar încă 100 de euro. Nu e chiar atât de scump pe cât se crede și pare exclusivist, dar nu e chiar atât. Adică școala clar și-o poate permite oricine și apoi poți să închiriezi de la prieteni, poți să cumperi second hand echipamente, deci soluții sunt. Pentru cei cu adevărat pasionați, nimic nu mai contează însă atunci când se află pe mare. Senzațiile pe care le trăiesc sunt atât de intense încât orice altceva este dat uitării. Ți-a fost frică vreodată? Da, aproape de fiecare dată când încerc ceva nou. Cred că despre asta e vorba în sportul ăsta, să-ți depășești niște limite, niște bariere. Meteorologii au vești bune și pentru zilele următoare. Va fi din ce în ce mai cald, iar briza mării se va face și ea resimțită. Suficient de tare cât să-i atragă pe împătimiții de sporturi extreme pe litoral. Faptul că pandemia a afectat turismul românesc nu este noutate. România se poate lăuda cu o multitudine de locuri în care cei dornici de repaus își pot încărca bateriile. Ministrul Energiei Virgil Popescu a postat pe rețea de socializare un filmuleț în care încurajează românii să-și viziteze țara. Imaginile nu mai au nevoie de vreun comentariu. Spitale aglomerate și cimitire pline, nu este vorba despre India, ci despre Nepal, care își ajunge, din păcate, vecinii din urmă extrem de rapid. Dacă acum o lună Nepalul avea aproximativ 100 de cazuri pe zi, de curând au fost înregistrate aproape 9.000 de cazuri, iar numărul este în continuă creștere. Deoarece sistemul medical nepalez este și mai fragil decât cel din India, situația s-ar putea înrăutăți drastic de la o zi la alta. 44 dintre testele COVID realizate săptămâna trecută în Nepal au fost pozitive. Răspândirea extrem de rapidă a virusului a cauzat panică printre cetățeni, iar autoritățile se tem de un posibil colaps al sistemului sanitar. Deși sunt departe de a atinge vârful noului val, nepalezii stau deja la cost pentru ca cineva să îi trateze. Autoritățile din Nepal au cerut deja ajutor țărilor mai dezvoltate, care dispun de aparatură medicală și vaccinuri, pentru a-i sprijini în lupta cu noul coronavirus. Spitalele sunt deja pline, iar trupurile celor decedați sunt arse în crematorii comune. Dacă situația va continua tot așa, e posibil chiar ca Nepalul să depășească numărul persoanelor infectate din India, care a ajuns la un nou record de peste 400.000 de cazuri în ultimele 24 de ore.
albinele ar putea ajuta omenirea în lupta împotriva COVID-19. Mai mulți oameni de știință au antrenat albine care să detecteze virusul. Ar putea fi o metodă mai rapidă și mai ieftină de diagnosticare, mai ales pentru țările care nu-și permit aparatură performantă, spun cei care studiază această problemă. Mai mulți oameni de știință au apelat la ajutorul albinelor pentru a detecta coronavirusul. Aceștia au testat 150 de albine. În studiul lor, cercetătorii au folosit metoda Pavlov, care constă în antrenarea insectelor prin oferirea unei recompense, pe care o vor asocia cu un anumit eveniment. We take the bees from a honeybee keeper here in the region, and we use a set of bees every day, and we put those bees in harnesses to fix them. And then we present coronavirus positive and coronavirus negative samples. And after presenting a positive sample, we always present sugar water afterwards. So in the end, the bees extend their proboscis after being presented a coronavirus positive sample. And in that way we can train bees pretty quickly. Coronavirusul cauzează o schimbare la nivel metabolic, prin care se emană un anumit tip de miros pe care câinii și albinele îl pot simți. Astfel, albinele pot detecta în doar câteva secunde prezența virusului. It could be within a month even. It doesn't have to take long. The most difficult part was to show that bees can really be trained to do this. Utilizarea albinelor ca metodă de detectare a coronavirusului este o metodă destul de ieftină și ar putea deveni rapid foarte eficientă, mai ales pentru țările care nu dispun de aparatura medicală necesară. Spectacolele de pe Broadway revin. Autoritățile din New York au anunțat că biletele pentru spectacolele live vor fi puse în vânzare în această săptămână, iar deschiderea oficială va avea loc la mijlocul lunii septembrie, mai exact pe 14 septembrie. Teatrele vor fi deschise la o capacitate de 100% după mai multe luni în care au fost închise în totalitate. Deși New Yorkul plănuiește să ridice restricțiile în 2 săptămâni, spectacolele de teatru au nevoie de mai mult timp pentru a-și redeschide porțile. Broadway este una dintre principalele atracții turistice din New York. Dovada o face numărul mare de bilete achiziționate de aceștia în fiecare an. Doar în 2018-2019 au fost achiziționate peste 8 milioane de bilete de turiștii pasionați de teatru. Excentricii din Londra așteaptă cu nerăbdare deschiderea unui restaurant exclusivist unde vor putea servi fripturi învelite în aur. Gurmanzii vor plăti pentru acest deliciu culinar numai puțin de 800 de lire. Localul de lux deținut de un faimos bucătar turc va fi inaugurat pe 17 mai. Proprietarul are un lanț de restaurante în mai multe locuri din lume, precum Turcia, Grecia și Emiratele Arabe Unite, iar celebrități precum David Beckham sau Leonardo DiCaprio îi calcă de spragul. Acum 35 de ani, românii sărbătoreau o performanță care n-a mai fost egalată vreodată în sportul din țara noastră. Acum pentru Barcelona, execută a 4-a lovitură de la 11 metri. Hai, Duc Adam! Apără, Duc Adam! Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Cupa campionilor europene de la București! Fotbaliștii de la Steaua câștigau finala Cupei Campionilor Europeni în fața echipei Barcelona, iar pentru a marca acest moment la stadionul din Ghencea s-a organizat o campanie de donare de sânge. Astăzi, detalii despre campania de donare de sânge organizată de clubul Steaua și reacțiile oamenilor care au venit, aflați în știrile sportive imediat după publicitate. Un parlamentar francez și-a emit colegii zilele trecute în timpul unei dezbateri în plen despre legalizarea marihuanei când a scos o țigară. Elle s'accompagnerait de véritables politiques de prévention en direction des jeunes pour réduire la consommation et les risques. C'est d'ailleurs le choix fait pour les autres drogues légales, le tabac ou l'alcool. Ce débat est donc crucial. C'est d'abord la santé de nos jeunes. Et d'ailleurs, le simple fait de montrer ce gobelet pourrait m'inquiéter. Je pourrais être inquiété pour montrer la légalisation du cannabis. Deși s-a atras atenția să înceteze, parlamentarul și-a continuat discursul și a subliniat că legalizarea cannabisului ar ajuta la combaterea traficului. François Lambert riscă acum o penalizare pentru gestul lui.
Trupa britanică Coldplay și-a lansat cel mai nou videoclip într-un mod unic, mai exact, de la bordul Stației Spațiale Internaționale printr-un sistem de live streaming. Colega mea, Anca Stelea, ne spune acum care sunt noutățile zilei din sport. Anca, bună seara, te ascultăm, ai legătura. Bună seara, Marius. Astăzi se împlinesc 35 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc. Pe 7 mai 1986, Steaua câștiga Cupa Campionilor Europeni. Doar în România se poate întâmpla așa ceva. Un fotbalist al campioanei a fost uitat la stadion. Vești bune pentru fani venite dinspre guvern. La finala Cupei României vor putea asista 7500 de fani. Aflăm imediat care este condiția. Iată cele mai importante subiecte ale zilei. Este o zi de sărbătoare pentru legendele Stelei, care în 1986 au câștigat Cupa Campionilor Europeni. Vedeți la Focus Sport cum au petrecut. Manchester United și Villarreal se vor duela pentru trofeul Europa League. Spaniolii se află în fața unei performanțe istorice. Un celebru fotbalist francez i-a șocat până și pe fanii echipei cu mașina pe care o conduce. Ați crezut că le-ați văzut pe toate până acum? Fotbalul românesc vă poate surprinde în continuare. La Focus Sport vă arătăm imaginile care au devenit virale. Colega mea, Georgia Ninu, este acum alături de mine și are toate informațiile despre vreme. Georgia, bună seara! Vreme frumoasă, plouă, am înțeles, într-una din cele două zile măcar, dar... Te ascultăm. Bună seara, Marius, bună seara tuturor. Mâine vremea devine răcoroasă, instabilă în capitală, nu vom avea mai mult de 19 grade, însă duminică redevine frumoasă, luni și mai frumoasă, cu maxime de până la 26 de grade, de exemplu în Banat și Crișana. Vă dau mai multe detalii chiar acum. La noapte va ploua în vest, în centru și în nord, iar în restul țării pe arii mai restrânse. În sud-est, aversele vor fi însoțite de tunete și fulgere și vor fi și condiții de grindină. În Carpații meridionali, vântul o să bată la rafală cu peste 80-90 de km pe oră, iar minimele vor fi cuprinse, iată, între 5 și 15 grade. Mâine va fi mai rece decât normalul perioadei în partea de vest, în centru, în nord și nord-est. În rest, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă. O să se noreze nord, centru și sud-est, dar și la munte, iar pe spații mici vor fi ploi de scurtă durată. La peste 1800 de metri vor fi precipitații mixte, iar vântul o să bată la rafală cu peste 90 de km pe oră. Vom avea, iată, maxime între 13 și 20 de grade. În capitală mâine se răcește și vremea devine ușor instabilă, vor fi perioade cu ploi de scurtă durată și posibil tunete și fulgere, iar temperatura, iată, nu va trece de 19 grade. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme, o să revin însă cu mai multe detalii după Focus Sport. Marius. George, îți mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, Focus se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. De la ora 20, Al Pacino și Anthony Hopkins se reunesc într-un thriller intens, Mlaștina corupției. După, vă invităm la un film românesc, Sunt o babă comunistă, regea listei regule. Să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți.